Bună seara, dragi prieteni! Bine v-am regăsit la ediția de astăzi a emisiunii Telemedicina. Vă mulțumim tuturor că ne urmăriți și că ne primiți și de această dată în casele dumneavoastră. Dragi prieteni, 0332 101 104 și 0232 229913, numerele noastre de telefon la care ne puteți adresa întrebări, pentru că, iată, vă facem cunoștință cu invitatul nostru din această seară, pe care aveți ocazia să-l revedeți și căruia îi mulțumim că a acceptat invitația noastră. Este vorba despre domnul doctor Daniel Rusu, medic primar ORL, coordonator al departamentului ORL de la Spitalul Arcadia din Iași, căruia îi spunem bine ați revenit la noi la Telemedicina, domnule doctor. Bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație. Mulțumim tare mult! Se cade așadar la un început de vară, sperăm noi, cu temperaturi din ce în ce mai mari, pentru că până acum a fost multă ploaie și nu prea putem să ne plângem că am avut temperaturi mari așa cum erau în anii trecuți. Cred că se cade să vorbim puțin și despre ureche, da? Poate că ne ducem la piscine, la bazine, la mare și că vom face la un moment dat sau nu otite, da? Și ne-am gândit așadar să invităm pentru telespectatorii noștri un medic specialist ORL, domnul doctor, așa cum am spus, este medic primar ORL la Spitalul Arcadia, și să vorbim despre otite, despre otitele medii, despre otomastoidite și, dacă vom mai avea timp, și despre alte afecțiuni ale urechii. Așadar, domnule doctor, de ce sunt frecvente în această perioadă afecțiunile urechii, mai exact otitele? Perioada asta, într-adevăr, aș putea spune că e o perioadă a otitelor externe, dar tendința în ultimul timp a vremii de a nu avea primăvară, a nu avea toamnă, a nu avea în timpuri de tranziție, văd variațiile astea foarte bruște de temperatură, cald, rece. Văd că mențin o patologie care altădată o dădeam numai pentru anotimpurile mai reci. Exact, dacă de în obicei, perioada asta, da. În perioada asta, să spunem că otita de sezon ar fi otita externă, și mai precis otitele externe frunculoase, în care poate noi greșim, pacienții sau unii, prin faptul că după ce mergem în piscină ne bucurăm de apă, ne bălăcim cu capul sub apă fără niciun fel de protecție. Primul gest este, când îți intră apa în urechi, este să te gândești cum să o scoți de acolo, și automat un gest aproape involuntar este să duci degetul la ureche sau eventual un corp străin fin, ok, eu știu, un bețișor, ceva, și începi să faci un niște leziuni, o leziune care cumva introduci în ureche, faci leziunea la nivelul conductei auditive extern, se reaclează foarte ușor stratul superficial de piele, firul de păr foarte ușor este friabil, și cum apa de cele mai multe ori este murdară, se infectează la nivelul vestibului auricular, apărând astea otitele externe frunculoase, extraordinar de dureroase, ne strică conciul de oriunde am fi. De cele mai multe ori ne prezentăm pe la urgență, ne văd medicii care nu sunt de specialitate. Dacă avem norocul să ne vadă de specialitate, e bine. Dacă nu, ni se administrează de multe ori un tratament antibiotic. Din ce știu eu, cred că Augmentinul este cel mai la îndemână, care de cele mai multe ori nu este pe floră, continuă, să spunem, durerile locale, și de ce au fost situații când s-au întrerupt și concediile pentru asemenea otite. Și, de fapt, aceste otite extraordinar de dureroase la nivelul urechii externe sunt generate de stafilococ, și atunci trebuie să dai un antibiotic țintit pentru un astfel de germene, de obicei este oxacilina sau fluxacinul, și în maxim 72 de ore patologia se remite. Bine, tratamentul trebuie continuat până la 5 sau 7 zile după situații.
Da, asta aici... este otita externă de sezon. Da. Dar, revenind la ceea ce a spus dumneavoastră, având în vedere vremea, una din otitele cele mai des întâlnite pe care le fac aproape toți copiii, există unele studii pe Europa, în Statele Unite, și procentele sunt absolut înfiorătoare. Să spui 80% din patologia pediatrică ORL înseamnă otită medie, este extraordinar de mult. Unde este marea problemă a otitelor medii? Este la faptul că eu le-aș încadra, nu este un termen tehnic, este un termen poate personal, poate la părțin și altor colegi, eu aș spune că otitele medii, în special cele seroase, mucoase, sunt niște otite silențioase, mute, le-aș spune eu, pentru că simptomatica unei astfel de, otite este extraordinar de, să spunem, tăcută. Copilul nu spune nimic. Deci, practic, nu-l deranjează ceva în mod deosebit la început. Copiii sunt deranjați doar de dureri și de alte lucruri care le afectează starea generală, pentru care, de obicei, febra, să spunem, și da, părintele se sesizează că e ceva în neregulă și a copilul și vine cu el la medicul specialist și constată situația. Dar ce te faci când ai o astfel de otită medie în care, dacă ne-ar apărea nouă, adulților, chiar am avut la consultație o astfel de situație, un părinte și un copil, și mi-amintesc că la copil părintele a spus, mi se pare că are ceva neregulă, hai să-l vedem, m-am uitat, am văzut despre ce e vorba, și când a venit rândul dumnealui, efectiv vreo 5 minute mi-a turit de cât de rău se simțea și ce probleme avea, printre care scăderea de auz, hipoacuzia, senzația aia de voce în butoi și de zgomote în urechi, senzație de ureche plină. Păi, astea sunt niște simptome pentru noi. Nu, sunt simptome, nu sunt complicații, sunt simptome specifice care apar în astfel de otite și pentru care noi adulții dăm mare importanță, pentru că, hai să luăm pe rând, hipoacuzia. Ce înseamnă hipoacuzia? Înseamnă scădere de auz, înseamnă interval de sunet pe care nu-l mai aud, înseamnă cuvinte, înseamnă rațiuni, înseamnă verbalizări, dialoguri la intensități tonale ridicate, iar cele reduse pentru mine înseamnă o problemă. Nu mai percep, asta înseamnă pentru mine probleme de socializare, ceea ce creează un disconfort uriaș într-o societate bazată pe, evident, pe dialog. Senzația de ureche înfundată. Este o senzație ca și cum cineva ți-ar ține palmele peste urechi. Exact. Senzația de voce în butoi. Îi spunem noi autofonia. Senzația de ureche plină. Tot timpul ai tendința să duci degetul în ureche să scoți altcel ceva. Deci e o senzație de disconfort pe care nu o poți tolera ca adult. Dar un copil care n-are educația normalității le tolerează extraordinar de bine. Ce diferență între copil și adult. Și atunci îți pui problema asta ca părinte, copilul, hai să spunem, de unde apar aceste otite? Păi, cel mai simplu lucru este de obicei factorul infecțios, viroza respiratorie, care este, cu ghilimele de rigoare, la îndemâna oricărui copil. De ce la îndemâna oricărui copil? Pentru că vorbim aici de sisteme imunitare precare, care sunt în curs de maturare și evident că noi ne-am maturizat și noi prin trecerile infecțioase în copilăria noastră și am devenit, să spunem, cu o anumită memorie imunitară și foarte rezistenți. De asta cumva la noi, la adulți, patologia asta de otită seroasă este mult, mult, mult redusă. Sunt factorii socioeconomici, sunt condițiile precare, igiena precară, de multe ori tratamentele necorespunzătoare și ar mai fi niște, să spunem, o cauză care cumva mai mult în patologia pediatrică discutată, mai mult patologia pediatrică pură, generalistă, nu neapărat ORL,
și anume acel reflux gastroesofagian, pentru că au fost studii în care au arătat niște urme de pepsină la nivelul urechii medii, care stimulează și subgastric, și pepsină și subgastric la nivelul urechii medii, care stimulează inflamația mucoasei, și așa apar aceste otite. Otite medii care revin la copil nu spun absolut nimic. Și aici este marea problemă, pentru că debutul de multe ori acestor otite vine în paralel cu niște infecții ale zonelor superioare, ale tractului superior, cum este nasul, nasul se înfundă sau copilul face o rinofaringită, îl doare gâtul și te duci și îl tratezi absolut pentru aceste lucruri care sunt la suprafață. Exact. Ceea ce trebuie să-și pună problema părintele este ceea ce nu vede și ceea ce nu spune copilul. De asta, în recomandarea mea des la consultație este ca ori de câte ori copilul răcește să fie bine văzut de medicul pediatru și să vadă bine și urechea, pentru că în cazul în care apare o problemă a urechii, de medicul pediatru o poate rezolva, o rezolvă, de nu o trimite la medicul specialist. Care sunt, să spunem, semnele pentru noi specialiștii? În general, examenele sunt la otoscopice, dar mai ales otomicroscopice. Se poate pune diagnosticul imediat, nu? Da. Nu trebuie. Este un diagnostic simplu. Orice medic practicant, orele, poate pune un diagnostic de otită medie seroasă. Imaginele sunt destul de clare pentru noi, cu acel lichid prezent în spatele urechii medii, cu diverse modificări ale membranei timpanice, lanț osicular, depinde de vechimea acelei otite. Acum, otitele medii seroase sau mucoase, diferența între cele două sunt legate mult de viscozitatea lichidului prezent la nivelul urechii medii, lichid care apare pe lângă factorii ăștia infecțioși și degenerat de, să spunem, imaturitatea anatomică. Dacă la copil, la adult, trompa lui Eustachiu este oblică, destul de lungă, dinamică, la copil caracterele sunt inverse. Trompa este destul de scurtă, orizontală, largă, beantă, cumva apărarea anatomică nu este deloc suficientă ca să permită ca factorii infecțioși să se propage la nivelul urechii medii sau trompa să devină imobilă. În mod normal, trompa lui Eustachiu permite aerisirea urechii medii în anumite momente fiziologice, când căscăm sau când înghițim, și sunt situații în care acea trompă nu funcționează bine, neintrând aerul în acea căsuță a timpanului, mucoasa depinde de oxigen și atunci, exact cum suntem noi aici în spațiul ăsta, nemai intrând oxigenul, suferim. Așa suferă și mucoasa urechii medii, produce o inflamație, determină acel lichid care, din păcate, nu se mai drenează. Nu se mai drenează pentru că cilii devin imobil, este un edem al mucoasei, viscozitatea lichidului este foarte mare și atunci, printr-un spațiu foarte mic, se elimine, este destul de greu. Și atunci se retenționează acel lichid care este doar, parazitează un spațiu care ar trebui să fie aeric, ar trebui acolo să această cavitate a urechii medii are rol de transmitere a sunetului. Timpan, ciocanic, ovală trebuie să funcționeze într-un mediu aeric, nu într-un mediu lichidian. Deci nu cu lichid acolo, da. Este logic, este ca și cum ai încerca să gândești mișcarea mâinii în aer cu mișcarea mâinii într-o cadă cu apă. Evident că miști mai puține ori decât în aer. Transmiterea sunetului nu se mai face, copilul pierde sau adultul are o pierdere temporară. E foarte important. Scăderea de auz în cazul unei otite seroase acute este temporară, e reversibilă. Copilul nu rămâne cu acea hipoacuzie. După tratamente medicale sau chirurgicale, auzul revine la normal. Dar această hipoacuzie, la vârste foarte mici, această ureche înfundată, această voce în butoi pe care copilul nu știe să o cuantifice, nu știi să ne o traducă nouă ceea ce simte. Sunt unii copii care mai spun că se întâmplă ceva, mai aud acele câteodată barbotări de lichid de aer în lichid, când intră aerul prin trompa lui Eustachiu și mai aud un poc-poc, spunem noi, acufene, le percep copiii și spune la copilul părinte, mamă, aud ceva în ureche, tu n-auzi?
Asta e senzația. Și atunci părintele atrage atenția. Exact. Cum își mai dai seama, văd că nu au copilul, vorbești cu ei în voce șoptită și nu îți răspunde sau stâlcesc cuvintele, înțeleg eronat și au probleme de percepție, dau televizorul mai tare și atunci încep să-ți spui probleme că copilul ar avea exact. Ceva. Exact. Sau spune doamna învățătoare că nu sunt rezultate, copilul nu aude. Nu se aude și chiar are o problemă de socializare, copilul exact. Chiar vine introvert din cauza, se retrage foarte mult pentru că nu înțelege foarte bine și copiii ceilalți percep, inclusiv adulții spun, ce se întâmplă cu tine, nu auzi și copilul devine nesigur pe cred el. Cred că avem un apel telefonic și vă rog să încercăm să răspundem. Bună seara, vă ascultăm, de unde ne sunați? Bună seara, de unde ne sunați? Vă rog să adresați întrebarea. Ne auziți? S-auzi, dar puțin. Noi vă auzim foarte bine. Vă rog să adresați întrebarea domnului doctor. Așteptăm. Păi, întrebarea e situația în care m-am aflat eu. Eu am avut o tită de copil până la vârsta de 22 de ani când m-am operat. Așa. Și la 22 de ani scăpat de otită. Acum la 72 de ani... Mulți înainte, să fiți sănătos. Acum la 72 de ani am găsit un medic care mi-a umblat și mi-a curățat urechea și cu lichide și mi-a făcut din nou otita. Ce simptomatologie? Poate mai scap de ea? Este greu să vă dau răspunsul prin telefon. Ar trebui să văd ce e acolo, să văd într-adevăr dacă este otită, ce formă ați făcut și poate puteți să scăpați de ea, dar trebuie să vă văd. Asta este sfatul pe care vi-l dau. Dacă puteți veni la un consult, ar fi cel mai bine. A, să vin la un consult. Ar fi ideal, pentru că așa nu vă pot da niciun sfat prin telefon, trebuie să văd dacă într-adevăr aveți otită sau poate aveți altceva. Nu, e otită pentru că curge urechea și sânge un pic, curge. Din păcate, otitele vechi se mai pot reactiva. Nu pot să spun dacă în urma gestului colegului sau cineva a umblat la ureche s-a reactivat sau s-a activat de la sine. Deci trebuie văzut. Da, am înțeles. Situația înseamnă că trebuie să vină aici la Arcadia, da? Cu mare drag vă aștept. Mulțumim mult că ne urmăriți. Vă mulțumim foarte mult. Cu siguranță problema se poate rezolva. Ne întoarcem la simptomatologie, la diagnosticul otitelor medii. Le-ați diagnosticat, domnule doctor? V-ați dat seama că este vorba de o otită medie? Spuneați de copii care simt acele zgomote în ureche, nu aud foarte bine, deci scade auzul, dar temporar, ceea ce este foarte important. Care este atitudinea terapeutică? Ce hotărâți în acel moment, bineînțeles dacă părintele sau pacientul, dacă este mai adult, dacă este adult sau adolescent, vine singur la timp la medic și nu amână, eu știu, să vină deja cu o serie de complicații de care ne veți spune cu siguranță. Aș face o precizare aici, pentru otitele medii acute, pentru otitele medii seroase sau mucoase, că noi le categorisim în acute și cronice în funcție de timp. Dacă sunt sub 3 luni, tratamentul de cele mai multe ori este doar de a trata în fazele acute partea acută a infecției, că e generată de, să spunem, de orinofaringită, de o adenoidită acută, de obicei se tratează corespunzător. Câteodată dispar spontan, alteori necesită un timp de expectativă, de o lună poate o lună jumate, dar în condiția în care această otită persistă și depășește 3 luni, aici ghidurile ne îndreaptă mai mult către tratamentele chirurgicale. Tratamentele chirurgicale care sunt, aș vrea să se înțeleagă foarte clar, sunt mici, de mică amploare. Nu, în mod normal, făcute cu simț de responsabilitate, nu au niciun efect negativ asupra audiției umane. Foarte des aud
întrebarea asta sau temerea părinților că dacă incizez membrana timpanică este un lucru uriaș, ceea ce nu este. Este un lucru simplu, banal. Și ca să dau, să fac o mică analogie, imaginați-vă că membrana timpanică perforează spontan în urma unei otite purulente. Dacă ieșirea unei secreții purulente în exterior, prin perforarea membranei timpanice, eu de multe ori o văd ca o bucurie, pentru că acea secreția purulentă, oriunde ar fi localizată în organism, găsind o cale de exteriorizare, înseamnă că nu mai supune la un stres sau nu a mers către interiorul organismului să ducă la complicații exact. Zonale sau complicații generale. De multe ori le spun părinților, când vezi că ureche curge, e nu bine. Te întrista. Exact. Via e partea bună a lucrurilor. De dren, este sigur. O cale de drenaj către exterior, este foarte bine că a găsit această cale naturală. Da. Imaginează-ți ce ar fi fost să fie invers, o ia în interior. Deci, a face o incizie membrană timpanică nu este un lucru absolut, este dovedit de-a lungul anilor, din toate ghidurile, este o intervenție minoră care ajută foarte mult la refacerea, la revenirea normalității urechii medii. Și care ar fi mai exact cele două gesturi? De obicei este miringotomia, îi spunem noi, sau puncția transtimpanică știută mai mult așa populistic, pentru că puncția pentru mine înseamnă doar, în termeni foarte tehnici, doar o înțepare a timpanului, pe când miringotomia înseamnă o incizie, o incizie de câțiva milimetri, ca pe forma unei raze de cerc. Nu este doar o înțepare punctiformă. Și al doilea gest pe care se mai recomandă este plasarea acestor aeratoare transtimpanice, care de fapt sunt niște alternative de aerație a urechii, în condiții în care fiziologia naturală, nas, trompa, leostacheu, nu funcționează bine, iar retenția de lichid la nivelul urechii medii este de lungă durată, de obicei de peste 3 luni. Eu personal, pe lângă aceste două, să spunem, gesturi stricte pe ureche, mai recomand, în funcție de situație, adenoidectomia, adică scoaterea polipelor. Întotdeauna apariția problemelor la nivelul urechii medii, atât la copil cât și la adult, trebuie legată de ce se întâmplă la nivelul nasului. Dacă la adult patologia este în interiorul nasului, prin deviație de septum, prin hipertrofile de cornete obstructive sau polipoze nazale sau sinuzite, la copil mai frecvent problema este legată de prezența acelei structuri din spatele nasului, amigdala faringeană rușcă, știută popular de polipi. Exact. Polipii trebuie, în ziua de astăzi, nu mai este un diagnostic orb, este un diagnostic la îndemâna tuturor vizual, prin fibroscopiile nazale. Se poate vedea foarte bine care este relația volumică între prezența polipilor și orificiile trompelor lui Eustachio și așa poți să iei o decizie dacă poți să te rezumi strict la a face o intervenție la nivelul urechii sau combini. Din experiența mea, cele mai bune rezultate s-au obținut prin combinarea scoaterea polipilor cu gesturi chirurgicale adecvate momentului urechii. Sunt situații în care văd urechea afectată la consult, când ajung la intervenție, pentru că, ok, este un timp de așteptare, se poate remite spontan, ceea ce este foarte bine, sau poți să ai ureche normală și să trezești cu ureche cu probleme la momentul intervenției, de este necesară foarte mare atenție atât la consult cât și în momentul efectuării intervenției de polip. De cele mai multe ori noi vizualizăm și urechea. Dar astea sunt gesturile cele mai simple și aș vrea să transmit mesajul ăsta către părinți că la momentul actual, prin toată tehnologia apărută pe operație de polip, nu se mai face chiuretă, se face acum, eu personal, prin coblație, se face sub examen video, deci practic nu mai este o rașchetare, chiuretare, oarbă a zonei respective care să lase resturi importante de vegetație care să rămână strategic, fie exact, lângă trompă, exact. Fie lângă orificiile nazale din posterioare, coanele,
care să blocheze nasul și atunci operațiile sunt eficiente și cu chirurgie de durată. Chirurgie minim invazivă. Chirurgie cu timp redus, cu impact, chiar dacă se face sub anestezie generală, anestezia ca timp, din cauza că timpul operatorului este redus, este cu impact redus asupra organismului copilului și atunci nu mai există nici în lume nu mai există această temere cum era la început, pentru că probabil metoda fiind la început cea de anestezie prin care se făceau s-a trecut la anestezie generală, chiar dacă se cureta, evoluția asta a metodei operatorii a scurtat foarte mult timpul și implicit impactul anesteziei asupra organismului și atunci operații devin simple, ușoare și aș vrea să rămână așa, pentru că noi trebuie să dăm în profesioniști în medicină, sunt cei care standardizează dificultatea actului operator. Exact. Iar polipii, puncțiile transtimpanice, plasarea de aerator sunt intervenții reduse, minore, ușoare și care de care din nu punctul trebuie să se sperie nici părinții, nici copiii. Nu trebuie să se sperie. Da. Și indicația operatorii nu are legătură nici cu vârsta și nici cu anotimpul. Știu că îți este greu ca părinte să accepți asta pentru că nu știi că o patologie poate să apară și la vârsta de un an, și la 2 ani, și la 3 ani, ceea ce am vorbit noi până acum. Exact. Nu-ți dorești să apară, corect, dar apare. Și în condiția în care persistă, nu-ți permiți ca timpul ăla, stând cu acea zonă afectată, să te trezești că ulterior duce la niște complicații destul de redutabile, pentru care, pe urmă, și chirurgia este destul de limitată, opțiunile sunt mai limitate și insist a se accepta atunci când există acele criterii clare să se facă intervenția, să se facă. Chiar ați anticipat o întrebare a unei telespectatoare de-a noastre care vă roagă să îi spuneți de ce copilașul, deși ați răspuns oarecum în ceea ce ați expus până acum, de ce copilașul dumneaei de 6 ani face episoade de otite medii repetate având vegetații adenoide. Deci doamna știe că are copilașul vegetații, nu l-a operat pentru că i-a fost frică să-l opereze. Dumneavoastră ați explicat cu puțin timp în urmă că nu trebuie să ne fie frică. Deci ce trebuie de făcut? Ce trebuie să știe părinții? Facem intervențiile? Operăm polipii sau nu-i operăm? N-aș vrea să dau niște termeni generali. Într-adevăr, există boli și pacienți. Eu consider că, acum am spus niște, la parte generală, dar în particular să răspund fiecărui pacient, în parte nu pot să o fac fără a nu-l vedea. Exact. Pentru că fiecare pacient îți spune problema lui, chiar dacă ea în ansamblu generic este aceeași, tot de otită medie, tot de polip, dar fiecare are volumul lui, fiecare are lui dinamica lui, fiecare are expresia lui la microscop și nu pot să dau un răspuns general. Revin. Medicina nu o faci prin televiziune, nu faci prin Facebook, nu faci prin mediul online. Sunt doar niște principii generale pe care nu poți să ți le aplici. Nu este ca un pantof, numărul 40, toată lumea poartă 40. Doar că a făcut otite medii de mai multe ori, a luat antibiotice recurența, de multe recurența ori. Lor, recurența lor înseamnă că acolo există ceva care stresează urechea și trebuie văzut. Mi-e greu să spun. Trebuie că văzut. Sunt vegetațiile sau pot că fi e vegetații altceva. De vină, ele pot fi, intrăm acum într-o discuție un pic elaborată. Vegetațiile adenoide, cum am spus mai devreme, pot fi să nu fie obstructive respirator. Părintele să-și vadă copilul că respiră foarte bine, dar din punct de vedere al trompelei ostanchiu, aerisirea să fie blocată. Iar asta eu trebuie să o văd fibroscopic. Exact. Poate există niște vegetații mici și dinamica trompelor ostanchiu nu este foarte bună, încă copilul are o incompetență a acelei valve, a acelei trompe și atunci trebuie cumva ajutat prin aceste intervenții minore pe ureche, plasarea unui aerator, să ajutăm urechea pentru o perioadă de timp, să-i dăm un pic push ca ulterior să ia să-și revină. Aceste aeratoare nu sunt, știu că de multe ori stresează părintele pentru că interdicția numărul 1 după ce plasezi aeratorul este să nu intre apa în urechi. Ce faci cu copilul la baie? Ce faci cu copilul la piscină? El vrea să meargă. Mi-a spus, e foarte simplu să
să managerizez o astfel de situație. E o vată cu vitamina A sau cu banalul ulei de bucătărie, pui pe vată, storci și o pui la ureche înainte să pui să speli pe păr. Iar la mare, la piscină, recomand să se meargă, dar să nu se facă imersarea capului sub apă. Asta este tot. Exact. Nu am zis nimănui să nu ia bucuria copilului de a merge la mare, exact. Chiar dacă are aceste aeratoare. Dar aceste aeratoare permit refacerea urechii imediat. Îi dai un timp. Atunci când ai un stres de lungă durată, evident că ieșirea din asemenea situații înseamnă un timp poate la fel de lung, poate chiar mai lung. Deci, să-i răspund, doamne, este doar să vină la un consult și să văd sigur despre ce e vorba. Da. Cred că mai este cineva pe recepție. Vă ascultăm. Bună seara, dacă ne mai auziți. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Vă urmăresc și complimente pentru emisiune. Mulțumim foarte mult! Aș vrea să-i pun o întrebare domnului doctor. Unde îl putem găsi și consultă și cu bidea de trimitere? La Arcadia probabil că nu știu. Eu sunt în mediul privat de 8 ani și ceva de zile, nu lucrez la stat, cu mare drag vă aștept, dar la da, noi pentru este... informații suplimentare, poate ne sunați la finalul emisiunii și domnul doctor vă va da informații suplimentare. Am băiețel cu polipi operat și are deviere de sept. Și aș fi vrut să... Ce vârstă are copilul? Pentru 16 ani. Ok, mulțumim, vă aștept la consult. Discutăm. Sigur, deci trebuie neapărat o consultație pentru că fiecare pacient este un caz separat de celălalt. Așa că domnul doctor va vedea exact ce are copilașul dumneavoastră. Mulțumim foarte mult că ne urmăriți și așteptăm în continuare telefoanele dumneavoastră. Noi revenim la otite, la otitele cronice supurate, la otitele acute supurate. O diferență între cele acute și cronice ține de simptomatologia pe care o percepe pacientul sau și de ce găsiți dumneavoastră acolo? În cazul otitelor supurate, deja lucrurile înseamnă este o otită mai avansată. E un alt tip de otită care pune probleme. În general, aici otitele supurate sunt generate de infecții bacteriene. Culturile făcute des de mine la fiecare supurație, eu dau la laborator să identific ce germen este acolo, să văd care este agentul etiopatogen. Foarte des streptococcus pneumonii, hemophilus, moraxella pseudomonas. Astea sunt infecții bacteriene trenante, sunt pe lângă factorii patologici locali sau cei favorizanți regionali, din păcate urechea se decompensează și duce la apariția acestor persistențe a lichidului purulent care depășește 3 luni, înseamnă perforații de membrană timpanică, înseamnă modificări de ureche medie, de congestie, a mucoasei ureche medie, a membranei timpanice, înseamnă câteodată mici leziuni de lanț osicular. Deci deja vorbim de cu totul și totul altceva. Aici pot să spun că este o otită medie acută supurată, poate apărea de sine stătător ca urmare a unui proces infecțios destul de rapid, destul de violent local, sau poate evolua printr-o suprainfecție a unei otite medie acute seroase de care am vorbit până acum. În ce privește cea supurată, deja lucrurile capătă o conotație destul de problematică, pentru că acolo trebuie văzut istoricul pacientului, trebuie văzut și tratamente antibiotice și trebuie văzut cum se poate asana focarul infecțios, pentru ca să se poată, readuce la sănătate locală urechea, ca să nu se lase cu complicații care sunt redutabile și complicațiile în cazul unor otite supurate este extensia infecției la nivelul mastoidei și apar acele mastoidite acute sau cronice.
infecții la nivelul labirintului, labirintite, infecții la nivelul creierului, deci cu abscese, deja complicații foarte mari, paralizie de nerv facial, deja sunt lucruri foarte, foarte, foarte grave. Foarte grave, pentru care deja de acum discuția capătă alt nivel. Exact. Tratamentele, ok, începe într-o primă fază cu tratamentul, să spunem, cel antibiotic, dar poți să ajungi în chirurgia mai mare, mai laborioasă, ureche media mastoidei, chirurgie care o practic și eu și care înseamnă cu totul alt nivel, pentru că leziunile pe care le poate face patologia, leziunile pe care le poate face actul chirurgical sunt mari. Vorbim acolo de nervul facial. Ce înseamnă nervul facial? Înseamnă nervul care enervează zona feței. Imaginați-vă o asimetrie, mai pe plastic vorbind, gură strâmbă. Exact. Vestibulite. Înseamnă amețeală. Înseamnă sindroma vestibulare, vertijuri care... mai iarăși tradus, nu poți să stai în picioare, nu poți să te ridici, nu poți să faci nimic, stare de greață, vomă, se învârte casa cu tine. Meningita, abcese cerebrale, sunt niște infecții toate dramatice. Toate complicații de la o otită medie. Toate de la o otită medie, care netratată corespunzător se poate duce și se poate croniciza. Din păcate, cronicizarea este cam cumva se situează domnul de care sunat mai înainte, în care exact. Probabil afecțiunile din timpul copilăriei sau au fost menegereate mai mult sau mai puțin bine, sau evoluția locală, chiar dacă managementul de multe ori al tratamentului, atât medical cât chirurgical, este corespunzător, de multe ori urechile nu merg așa de bine. Poate de asta cumva segmentul otic din ORL este, poate, din punctul meu de vedere, poate cel mai greu segment, pentru că deși poate ei decizie cele mai bune, chiar operator, intre la timp, evoluția nu este cea pe care ți-o dorești. Poate se mai coroborează de multe ori și cu indisciplina pacientului, care nu înțelege că odată operat o ureche la nivel mare, nu vorbim de puncții sau plasare de aerator, vorbesc de mastoidectomii, de osticloplastii, de timpanoplastii. Deci intervenții mult mai laborioase. Mult mai laborioase, mult mai de finețe, care necesită și experiență. Trebuie să facă pacientul să fie foarte atent cu problema, să înțeleagă problema pe care a avut-o, să știe să managereze foarte bine postoperator problemele pe care apar și mai ales să țină legătura cu medicul curant. Pentru că de obicei nu e bine, așa se spune, că cine a făcut ce a făcut trebuie să știe să managereze și postoperator evoluțiile, și de asta urechea din punctul de vedere nu are poate de multe ori aceleași efecte spectaculoase poate cum stă în alte regiuni ale din zona ORL. Exact. Urechea e un pic mai dificilă din punctul de vedere. O altă telespectatoare vă roagă să-i spuneți ce părere aveți dumneavoastră ca și specialist despre acele picături care se administrează sau dumneaei le pune destul de des, le administrează la nivelul urechii atunci când are dureri, spune doamna, de ureche, și merge la farmacie și își cumpără de acolo antibiotice la indicația doamnei farmaciste, sau eu știu ce crede dumneaei că a mai luat și i-a trecut. E o întrebare destul de generală. Durerea asta a urechii nu este, trebuie văzută în felul următor. Este o durere generată de patologia urechii însă și de vecinii urechii. E greu de spus, mă uit la consultații, vin foarte multe urechi normale, dar cu acuze a pacienților de dureri pe zona urechii, cu zona, spunem noi, temporoparietală, fie stângă, fie dreaptă. Aici nu pot să consider că trebuie, eu nu sunt de acord cu a plasa aceste picături în urechi, pentru că sunt niște nevralgii generate de factori infecțioși sau de expunere la aerul condiționat, sensibilități pe care fiecare le are personal, pe care eu nu le manageriez prin plasarea de lichid în ureche. Lichidul în ureche
o fac atunci când există o patologie vizibilă și la care știu că de se spune topic. Exact. Administrezi ceva ce vine în contact cu leziunea direct. Dar cum leziune nu există, de ce administrăm? Practic nu își are rostul. Deci poate să-i facă rău. Empiric. Păi poate să-i facă rău, pentru că dacă lichidul administrat în ureche, de multe ori are un pH acid, poate să genereze niște leziuni locale, inclusiv chiar mici arsuri, de multe ori vrei să faci bine, îți faci rău, îți faci exact. Mai rău, da. Sau poți să generezi patologii locale pentru că modifici flora locală, și atunci eu nu recomand administrarea de soluții topice, indiferent de care ar fi ele, în situația în care persistă acea durere, întotdeauna au recomandat să se vină la medic. Poate cel mai comun lucru pe care îl faci dacă tu te duci la farmacie, mai mult degrabă să iei un antiinflamator până ajungi la medic dacă durerea persistă. Dar nu sunt de acord deloc cu administrarea de soluții topice. Și antibiotice luate așa după indicațiile proprii? Iarăși nu este. Asta este o întrebare generală. Nu cred că este numai pentru ureche exact. Sau pentru gât. În general, tendința este, în România e o tendință generală de automedicație. Sigur că da. Tocmai ne-ați spus mai înainte că unele afecțiuni se tratează cu anumite antibiotice, altele se tratează cu alte tipuri de antibiotice. Noi nu avem voie aici să dăm denumiri de medicamente, dar cel mai bine este să se facă antibiograma, da? Dumneavoastră, așa cum ați spus, recoltați secreție de acolo, o dați la laborator, primiți rezultatul, tipul de microb. Corect, dar asta este atunci când există o supurație a urechii medii, o perforație a membranei timpanice, pentru care îți dă posibilitatea să toaletezi, să recoltezi și să administrezi topic. Exact. Poți să mergi cu topic atunci când știi că există un proces supurativ local, corect, dar asta este, vorbim aici de otită medie acută supurată, da. Poți să mergi topic și pe urmă ulterior să, dacă nu răspunde la tratamentul topic, după ce îți vin rezultatele de la antibiogramă, să mergi țintit. De cele mai multe ori răspunde la tratamentul topic, dar asta este doar în cazul acelor otite supurate și atât, și asta numai după ce aspiri secreție, că degeaba pui un tratament topic pe o secreție pe care o elimină cu tot cu tratament secreția urechea. Deci nu recomand așa ceva deocamdată. Deci întotdeauna se vine la medic, se vede și după aceea se ia decizia. Domnule doctor, din păcate ne-am apropiat de finalul emisiunii noastre de astăzi. Cu siguranță mai erau încă multe de vorbit și aș vrea să încheiem așa pe un ton optimist. Ce sfaturi le dați telespectatorilor care pleacă în concedii? Mai ales având în vedere că am încheiat subiectul otite medii și otomastoidite. Pentru otitele de sezon, sincer recomand să nu se facă această tendință de a curăța urechea mecanic, introducerea degetului sau altor corpuri străine în ureche. Cred că cel mai simplu lucru este o colțul de prosop uscat sau de șervețel umed, atât cât să fie cât mai netraumatic cu zona. Mulțumim tare mult, vă felicităm pentru tot ceea ce ați realizat și veți face mai departe. Mulțumesc. Pentru pacienții dumneavoastră și vă mai așteptăm cu drag la noi la Telemedicina și dragă, în casele telespectatorilor noștri. Din păcate noștri. Au mai rămas multe nespuse. Multe, da, poate dar promitem că revenim. Mulțumim tare mult, doamnelor și domnilor, multă sănătate, pace, bucurie și rămâneți cu Telemoldova și cu Prima TV.